Bună seara, dragii mei! Continui cu numărul 3 de la etalarea pe care am... Sper că ați ascultat-o, ca să puteți să faceți alegerile măcar. Și poate ați ascultat și alte numere pentru alte persoane. În fine, și ați verificat. Numărul 3. Aflăm ce au simțit când v-au văzut ultima oară. Aici sunteți voi, aici sunt ei. Puteți să schimbați aici energie feminină, aici energie masculină, puteți să schimbați pozițiile dacă simțiți musai nevoia. Dar hai să vedem situația prin care voi treceați, situația în care erați în acel moment. Da? Cei care ați ales acest jad. A, vă aduceți aminte? Sper că ați văzut când ați ales. A picat un eveniment neașteptat, turn, turn. Situații neprevăzute, șocante, oaste și pasiune cu roșu, de asta la prima vedere. Nestăpânită, neașteptată din partea unuia, altuia sau ambilor. Însă, hai să vedem. Că la unul poate a venit brusc pasiunea și dragostea și atracția, la celălalt a venit în timp, iar variază. Dar hai să vedem ce ați simțit voi, ce au simțit ei când v-ați întâlnit prima oară. Și nu uitați că pot să fie momente diferite. Voi ați văzut într-un timp, ei în alt timp. Nu musai în același timp v-ați întâlnit unul și celălalt. Însă, în principiu, hai să vedem. Situația voastră, pe ce treceați voi în acel moment. Prin ce treceați voi în acel moment? Numărul 3. Patru de spade. Patru ține de casă. Încercați să vă vindecați de niște chestiuni de acasă, de niște dezamăgiri. Aveați nevoie de timpul vostru, spațiul vostru. Treceați printr-un proces de vindecare, care nu știu de cât timp dura și cât a mai durat. Vindecare, liniște. Aveați nevoie de liniște mentală. Iar o chestiune legată de casă. Patru. Dar, interesantă, cărțile astea au apărut într-o anumită formă și la numărul 1. Poate că ați fost tentați de numărul 1 să ascultați. În sinea voastră știați că veți merge, veți depăși momentul și veți merge către vindecare, către misiunea voastră. Regele de monede și regele de spade. Și dacă sunteți doamne, că vă veți găsi un bărbat sincer și stabil în viață, care vă va vindeca de toate traumele și nu de toate traumele, de dezamăgiri. În fine, era un gând. În fine, sau urma. Era un gând sau urma. Urma să întâlniți. La un moment dat un bărbat... Oh. Trei bărbați erau pe... Dragile mele, trei bărbați, un semn de apă, semn de aer și semn de pământ, erau cu ochii pe voi în acea perioadă. Poate că cu unii v-ați întâlnit mai devreme decât cu acest personaj, dar... Hai, clarificăm patru de spade. Mai dăm o carte pentru patru de spade, totuși. Nu te zece de spade. Am zis, vindecare după o dezamăgire. Care ținea foarte mult, probabil, de casă. Transformare intensă, trădare, supărare, semn de aer. Poate și un semn de aer v-a trădat, poate, dar nu ți-e musai să fixezi astea. Dar erați în plină ascensiune, judecată, transformare, în momentul în care v-ați întâlnit. După situații... scandaloase sau scandaluri, discuții cu anumite persoane din viața voastră. Vreau să ascultați, de a aveți nevoie de timp, de liniște, să ascultați intuiția îngerii și să vă transformați. Situația lor, care nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat după, situația lor când v-ați întâlnit. Situațiilor când v-ați întâlnit. Patru de monede. Un anume tip de probleme financiare. Trebuiau să țină banii la ciorap, să pună banii deoparte, pentru că treceau prin niște probleme financiare. Iar 4 și 4, interesant, vă oglindiți. Iar o chestiune de casă. 4 ține de casă. Dar 4 și cu 4 înseamnă 8. Ceva s-a transformat între voi. Însă, aspecte care țin
de casă. Poate să fie și clădire, dar mai degrabă căminul vostru sau unde vă simțiți în siguranță. Patru, alt patru de cupe, supărați. O dezamăgire în dragoste erau. O căsătorie în care probabil aveau un copil și au rămas dezamăgiți, da, 10 de monede confirmă căsătoria sau relația de lungă durată, în care au fost dezamăgiți, ori din cauza unui copil, ori din cauza unei iubiri care a venit în afara relației cu un copil, sau dacă nu-i copil, au imaturități emoționale din partea unuia dintre cei doi implicați. Povestea lor de viață până să vă întâlnească. Nu uităm, aici energie feminină, aici energie masculină, puteți să inversați, dar se pare că într-un anume fel vă oglindiți. Amândoi sunteți foarte dezamăgiți. Ați fost. Nu știu dacă mai sunteți. Dar de alte persoane, nu de voi. Clarificăm patru de cupe. De cupe, probabil că da. Am mai zis, am și văzut, probabil că mai și bea din când în cât un păhărel ca să uite. Hai, patru de monede clarificăm pentru numărul 3. Unde erau ei? În ce situație erau ei? Iar patru de monede foarte reținut. Nici voi nu erați foarte deschiși, deschise. Foarte reținuți. Patru de monede. Uite, regina de spade. Mai să nu fie divorț. Posibil. Sau cu un semn de aer. Probleme. Probleme acasă cu un semn de aer, cu un personaj care nu comunică. Unul din ei nu comunica și crea probleme, dar regina de spade pentru mine înseamnă e o energie justițiară. Probabil că erau probleme ori în justiție, ori de contracte, tribunal, judecătorie, notariate, divorț, nu știu, diferite chestii. Șapte de cupe, opțiuni. Dar printre opțiuni, cea mai rapidă este băutura. Nu știu cât petreceri, dar hai să mai iau un păhărel să uit. Însă, doreau să depășească acest blocaj, să muncească transformarea lor. Mult stres și ei, mult stres. Probleme financiare, dar nu doar din cauza poate și financiare și alte relații. Hai să vedem energia voastră când i-ați văzut. Numărul 3. Nu uităm, aici energia voastră sau energie feminină și aici energia voastră, energie sau energia lor, energie masculină. Dar interesant, am zis a voastră, poate că voi sunteți bărbați care ascultați, mai unii, nu toți, evident. Interesant ce mai simt la ei. Probabil că de situațiile prin care trecuseră sau trec relaționale, familiale, poate e familie cu probleme, chestii legale, poate și financiare, dar hai să fim serioși că toți avem probleme financiare, majoritatea. Mare preot înseamnă familie. Poate dacă nu sunt căsătoriți, familia, eu știu, rudele, frații, surorile aveau niște probleme și inclusiv și ei. Însă, ce vreau să mai spun? Gândeau, regina de spade cu spada în jos, gândeau că vor întâlni pe cineva corect, tocmai pentru că au trecut prin decepții, corect, cu care să aibă o relație stabilă. Gândeau. Un anume tip de speranță, dar nu e speranța aceea 7 de cupe, 10 de cupe, iluzorie. E un mental. Încercau să se programeze, că am zis că încercau să se elibereze de niște programe mentale. Și în timp ce vorbesc, apare asul de monede. O nouă relație și-ar fi dorit cu cineva stabil și sincer și așa. Hai, energia voastră. Bufnița. Înțelepte, misterioase, poate v-ați întâlnit noaptea, aici este destul de bine și în cărțile astea e noapte, dar bufnița energie de noapte, 9 de spade, însă, am zis 9 și 4,
Voi aveți înțelepciunea, știți cum să depășiți momentul de trădare, știți cum, știți tehnici, știți, vedeți, vedeți dincolo de trădare, vedeți lecția. Interesant. Energia voastră. Înțelepte, foarte înțelepte în acea perioadă. Și cu semne de aer comunicative. Probabil că vrea să comunicați ceva. Ce nu știați? Că se va dezvolta, posibil, o pasiune, emoții intense și că la un moment dat lucrurile vor prinde viteză într-o anumită direcție în această relație. Dar posibil când i-ați întâlnit, poate că erați în mișcare, chiar dacă voi în sinea voastră căutați stabilitate, erați în mișcare, aveați o energie destul de bună, am zis, un anume tip de speranță, pentru că știați că o să depășiți, că o să vă vindecați, că o să fiți fericiți undeva cândva. Dar hai să mai vedem. Poate unul dintre voi purta prinde animal sau camuflaj. Poartă energia lor când v-au văzut. Repet, pot să fie momente diferite. Dar nu obligatoriu. Pentru că apar spade, aer. Un anume tip de oglindire. Poate că... Uite, aer, am zis că vă oglindiți, mai 13. Și nu. Regina de spade de două ori. Măi, dar știți, am studiat, este, Uliu este totemul meu, despre care v-am vorbit. O să vă pun la sfârșit să ascultați despre Uliu, câteva considerente. Dar am văzut niște videoclipuri pe YouTube. Uliu și Bufnița sunt verișori. Cu alte cuvinte, un mesaj, poate că nu știți, dar sunteți în aceeași familie de suflete. Sunteți suflete pereche, poate flăcări gemene, că vă oglindiți, însă amândoi sunt zburători, amândoi au nevoie de libertate, amândoi sunt foarte inteligenți, amândoi au viziune. E greu de spus care era mai optimist decât celălalt și care era mai negativ, dar energia voastră, comunicativ, dar precauți, cu înțelepciune. Vă uitați în toate direcțiile. Energia lor, și dacă cineva mă întreabă, răspund, dar încerc să văd de la distanță, mă detașez ca să nu mă implic emoțional, mă detașez ca să văd situația dintr-o altă perspectivă, să văd dacă e cazul să atac sau să nu atac. Bine, aveți atitudini similare, ambele sunt prădători, însă unul e diurn, altul nocturn. Uf, ce interesant! La numărul 3. Iar posibil, că am mai spus și la numărul, nu mai știu la care, să preluați energia celuilalt, pentru că vă oglindiți foarte bine aceștia de la numărul 3. Voi să-i simțiți pe ei foarte precauți și atenți, observând. Bufnița observă tot. Observă și vulturul, dar vulturul e în mișcare, nu stă. Nu știu, unul dintre voi era în mișcare, celălalt stătea. Care ar fi diferența? Totuși că Uliul merge spre lumină. Are o notă mai de optimism, mai de... Și aripile desfăcute în această imagine. Repet, nu știu exact, voi trebuie să discerneți, dar posibil... Voi să-i fi văzut pe ei foarte precauți și voi să-i fi văzut și ei să vă fi văzut pe voi și precauți, dar
mai deschiși decât sunt ei de obicei. Oricum, și unul și celălalt ați simțit din prima clipă în care v-ați văzut că sunteți oameni inteligenți, precauți, repet, cu care trebuie să comunici cu grijă într-un anume fel. Asta ați simțit. Hai să mai vedem. Numărul 3. Și a simțit că i-ați văzut prima oară. Diavolul! Wow! 8 și 15. Da, zise, ați fost precauți, ați simțit intuiția. Intuiția, 4 de spade, pentru că ați fost răniți, pentru că ați fost rădat, ați simțit că... E o notă de pericol în acest personaj. Ați simțit, în anume, poate și atracție, dar fiind prima clipă, da, a fost atracție, însă atracție periculoasă. Vedeți? Că acest bărbat ascunde ceva. Ascunde o poveste de amor. Că ascunde ceva. Că este legat de ceva. Ascunde niște atașamente, niște dorințe. Nu musai față de voi. Că are o privire intensă. Nu știu cât de intensă, dar ceva în privirea lor v-au făcut să fiți precaute. 15. 8. Iac. S-a simțit. 8, 9, 10. Multe gânduri. Multe gânduri au fost, nu știu cât, dacă or va mai veni și cărți de apă, dar au fost foarte multe gânduri. Ați fost foarte rațional, la voi a mers rotița, v-a mers rotița tot timpul. Și cred că și la ei. Cred că aici v-au gândit foarte mult și poate și în altele, nu știu. Aspecte puternice pe semne de aer, mod special gemeni, balanță, vărsător. Puternic. Poate aveți conjuncții. Și v-ați analizat unul pe celălalt. Așa, instantly. Nu știu, ceva din ei, din aspectul lor, din felul în care se îmbracă, privesc, se mișcă. V-a făcut să simțiți că oamenii ăștia ascund ceva. Ascund că stau în spate, că nu-i vedeți în acel moment. La capătul setului puterea. Și totuși atracția a fost într-un anume fel. Puterea. Însă atracția asta a fost ținută oarecum în control de mentalul vostru foarte puternic. Ce cărți, băi, păi dar n-avem cum că e cu roșu, e jad, e jar, hot. Însă, nu știu, cred că voi sunteți oameni foarte intensi. Ce au simțit ei când v-au văzut? Posibil ei să vă fi văzut de la distanță. Prima oară. O să facem și partea a doua și a treia, dar posibil este să vă fi văzut de la distanță. Și voi să-i fi văzut pe ei în fața voastră. Asta e o imagine frontală.
Și atunci să simțiți, să gândiți. Ei, parcă era în spate, nu n-am văzut când a venit din spate în față. Așa un mister, 8 e casa 8 a scorpionului și a sexualității, dar și a adicțiilor și a transformărilor. Ce au simțit ei când v-au văzut? Prima oară. Ce au simțit ei? Repet, puteți să schimbați poziția, dar aici sunteți voi, aici ei. Aici, teoretic, ar trebui să fie femeile, pentru că sunt majoritatea femeilor și le dăm prioritate și aici bărbații, pentru că minoritatea este masculină și trebuie să cedeze doamnelor, dar puteți să schimbați poziția dacă simțiți ce au simțit ei. Faetonul. Șapte. Hop. Nu știu dacă au anticipat, șapte vibrații acestui an, nu știu dacă au anticipat că se va întâmpla ceva între voi. Faetonul e pregătit de călătorie. Posibil că voi erați în mișcare. Vă urcați, coborați din mașină, nu știu. Dar ce-au simțit ei când v-au văzut? Relațiile urmau să se schimbe. Subtil o dorință de a... Subtil, nu știu dacă e subtil sau intens. O dorință de a... Dacă v-au văzut de la distanță, o dorință de a se apropia de voi. Poate să vă vadă mai bine și să apară în fața voastră brusc. Hotron-tron, până acum erau niște necunoscuți. Acum apare persoana. Și persoana este foarte toxică. Intoxicantă, aș spune. Intoxicantă, energie. Deci, ia uite, la capătul setului de cărți soarele. Au simțit bucurie, au simțit ceva în sufletul lor. Wow! Energii foarte intense, dar total opuse. Au simțit că vor trebui să se lupte ca să comunice, ca să manifestați ceva, iar chestiune de comunicare, aer, spade, și să se manifeste un anume tip de realizare, nu neapărat relație, realizare de bucurie. Pentru că bucurie, au simțit o bucurie, o lumină. Sau dacă nu e bucurie, o lumină. Au... Mai dăm o carte pe faeton, că tot sunt două cărți acolo. Clarificăm faetonul. Wow. Ca să meargă înainte spre voi, trebuie să blocheze o regină de monede. Apropo de probleme în familie. Regina de monede poate să fie mamă sau soție sau o relație de lungă durată. Relație karmică, bazată de obicei pe bani. Da? Vor trebui să se lupte. Asta văd. Pe de altă parte, au văzut că aveți o valoare foarte specială. Pentru unele dintre voi că aveți putere financiară. Și poate și-au dorit să vă tenteze cu ceva, să vă atragă. Dar au conștientizat că trebuie să fie foarte precauți, inteligența asta, Uriu și Bufnița, să fie foarte precauți, foarte isteți cum să vă abordeze ca să nu... Dar rămâne și mesajul ăsta că trebuie să blocheze pe cineva ca să vină spre voi. Poate că au în viață un personaj gelos, geloasă. Chiar dacă nu mai e nimic între ei. Trebuie să blocheze, vedeți cărțile?
Scuzați în scaunul care scârție. Da. Mai, pe bune, deci urmau să înceapă să simtă emoții. Oricum era un afară cu 5 de monede, iar 9 și 4, 4 și 5 de monede, probabil că aveau niște probleme financiare. Dacă era un divorț, sau dacă sunt niște probleme legale legate de familie, de moșteniri, de chestii de genul ăsta, bani în familie, probabil că aveau niște probleme financiare. Dar se simțea un pic out of space, așa văd. În afara cutiei, în afara tradițiilor, în afara... Poate că a fost și rece în momentul în care v-ați întâlnit. O vreme destul de friguroasă. Însă, pe bune, în momentul în care v-au văzut pe voi, uite, cățelul se uite la lumina aceasta dinăuntru. În momentul în care v-au văzut pe voi, au simțit emoții. Au simțit căldură. Au simțit lumină. De-aia au simțit nevoia să vină înspre voi. Da? Să schimbe ceva și să vină. Interesant. Ce ați simțit voi când i-ați văzut pe ei? Repet, pot să fie momente diferite. O să urmeze și partea a doua, a treia, în care vă întâlniți chiar față în față. Dar, deocamdată, pot să fie momente diferite, dar cum voi i-ați văzut pe ei. Cavalerul de cupe. Cavalerul comunică. Wow, ce simt! Probabil, interesant cum apare mesajul ăsta iar, că a mai fost la un număr, dar sub o altă formă, cu atâtea spade și cavalerul, ați avut ceva de întrebat, de comunicat în momentul în care i-ați observat. Mesagerul comunică, cavalerul comunică. Întreabă ceva, da, întreabă, investighează cu... Bufnița, investighează, află niște informații. A trebuit să întrebați ceva, să aflați niște răspunsuri, eventual. Dar înțelepciunea v-a ghidat în așa fel încât trebuie să comunicați frumos, elegant. Nu emoțional, nu, nu, frumos, elegant. Dar ce simt în momentul în care i-ați văzut pe ei? Nu știu, vă văd în putere. Eu vă văd aici în putere. Chiar dacă personajul este intoxicant, chiar dacă ați simțit mister, chestii ciudate, periculoase, dubioase, nu știu, din perspectiva voastră, foarte calm mental, stabilizată, repet că tocmai trecuseră prin niște chestii, cavalerul de cupe. V-ați simțit mai mari decât ei. Din punct de vedere energetic, emoțional. Capabile să le faceți față, cu alte cuvinte. Poate că ați simțit ceva la nivel emoțional. Ați găsit o punte chiar invizibilă, subtilă, între voi și ei, cu toată impresia asta de periculos, ați simțit că, dom'le, eu am puterea, conștiința, eu am înțelepciunea și puterea de a ajunge la sufletul omului, de a vorbi frumos, chiar și unui, așa simt, căluțul de mare. Ai face să mă asculte, am puterea să-l fac să mă asculte, și eventual să răspundă sau să-mi dea informația de care am nevoie. Nu știu, ia uite, regina de pământ. Foarte stabil. Opa, regele de monede. Și regina de monede. Nu, foarte stabile pe voi v-ați simțit.
față în față cu un alt personaj care era foarte stabil. Acum nu știu dacă ați intuit că ar putea acest personaj să aibă pe cineva în preajmă, o relație karmică, o relație de lungă durată, o căsnicie. Dar nu v-ați aruncat. Cu alte cuvinte, nu v-ați aruncat. Zic, ok, orice ar fi, pot să vorbesc frumos, să fac lucrurile, să creez atmosferă frumoasă, pentru că n-am de ce să greunez situația, că vorba aia, voi vă vindecați de alte probleme, nu aveți nevoie să vă complicați viața. Și au simțit ei, o dată, de doi, de trei ori, ce au simțit ei. Interesant, asul de pământ. Dorința de a iniția ceva, de a oferi ceva. Și-am avut aici tentația șasul de... Dar nu doar asta. De a începe... Nu știu, intuitiv au simțit că există un potențial. Asul extraordinar, asul de pământ și asul de aer. Dorința de a comunica. De a începe ceva. As înseamnă să... Și vedeți voi cum e gestul ăsta. Aici cineva pune o monedă, exact, asul de monede. Printr-un gest, printr-o cuvântare, printr-o inițiativă, se poate marca ceva stabil, corect, așa cum își doreau, ca să se libereze și ei de niște situații neplăcute. Eventual să blocheze o mamă, o iubită, materialistă, o, eu știu ce. Dar dorința de a veni spre voi, asul de aer. Iar chestiune de comunicare la ambii. Am zis că vă oglindiți foarte bine. Chiar vă oglindiți. Bine, bine. Ce-au simțit? Nu v-au văzut. Că prind aripi. Da, dorința de a se mișca, de a depăși problemele, de a începe ceva nou. De a descoperi ceva. De a înțelege niște lucruri. Eventual despre voi. Dar vedeți, foarte interesant, iar mai... Aici este un cal cu aripi, da, Pegas? Aici este alt cal, dar de apă. Posibil că vă regăsiți la nivel mental foarte mult, dar voi ați simțit și o legătură emoțională. Rămâne de văzut dacă mai apar elemente de apă, dar tot calde, ca și când Pegasul ăsta se transformă într-un căluț de mare în fața voastră. Iar aripi, ei se simt înaripați, dar voi îi vedeți un pic... Vedeți un pic în lanțuri, reținuți. I-ați văzut. Ce simt, ce au simțit față de voi? Ce au simțit față de voi? Ce au simțit, ce au gândit? Ce au simțit, ce au gândit? Voi față de ei, patru de monede. Exact patru de monede. Ați intuit că ceva e rețin. Că sunt reținuți, că sunt închiși. Vedeți? Urma să se manifeste. Intuiția, am zis, intuiția, marea preoteasă și împărăteasa și asul de spade care apare la ei. Și regina de monede, sunteți nevoie. Nu știu, ați simțit că ceva se va crea în timp. Se va manifesta ceva. Poate că ați simțit că în secret au vreo iubire, vreo iubită, vreo amantă, vreo soție, vreo ceva. Dar trecând peste asta, din cauza asta, nu sunt deschiși de la prima întâlnire. Dar ați simțit că sunt reținuți. Repet, reținuți. Și nici voi nu v-ați deschis foarte mult, chiar dacă emoțional ați putut să comunicați o comunicare telepatică. Nu știu cât v-au auzit, posibil să vă audă. Dar vedeți voi, când vorbesc de auzit, poate să fie o... În care cuvântul? Să... Auziți la nivel inconștient sau subconștient și nu să conștientizați că auziți ce transmite celălalt. Eu aș zice că a fost o comunicare ceva între voi. La nivel de higher self, de sine superior. De sine superior ați comunicat instantaneu. La nivel pământean
Au fost niște rețineri, v-ați văzut, v-ați observat, ați fost foarte precauți. Ei au vrut să vină spre voi, dar au anticipat eventual că vor fi blocați, că vor trebui să treacă peste niște blocaje ca să se manifeste ceva. Ce au simțit ei față de voi? Momentul în care v-au văzut, repet, pot să fie momente diferite. Nu este momentul ăla în care sunteți față în față pentru prima oară. Wow! Fantastic unde s-a deschis la soare și am văzut mai devreme. Mai nu știu, că atrageți atenția că sunteți frumoase, v-au văzut frumoase, că străluciți, chiar dacă voi treceați prin niște situații, că străluciți. Ce-au simțit față de 4 și 4? Iar, mai vă gândiți. E o chestiune legată de casă. Vor să vă cunoască mai bine, aș spune, cu 4 de bâte. Dorința de a începe ceva, asul de spade, și de a crea un anume tip de relație stabilă. Poate să fie și prietenie, evident că poate, nu s-au gândit muse la cine știe, dar să înceapă ceva care să ofere stabilitate între voi. Dar, repet, 4 și cu 4, pe același palier de două ori, 4 și cu 4, iar 8 apare, da? Apare și aici transformarea. Iar dorința cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe, unde? Mai. Cavalerul de cupe, da? Ia uite-l. Și unul și altul. V-au auzit, dar repet, la nivel subconștient. Nu logic, nu la rațional. Rațional, probabil mai încolo. Și au dorit să comunice. Nu știu, să fie vulnerabil cu voi, să se deschidă îndrăgostiții. Să nu ziceți că s-au îndrăgostit și ei. Probabil că au simțit că se vor îndrăgosti. Într-un anumit timp, nu știu dacă imediat. Deși turnul, posibil să fi fost chiar imediat cu turnul. Dar să zic că totuși în timp, nu chiar imediat. Ce ați simțit voi când i-ați văzut? Dar ce oglinderi interesant! Ce ați simțit? Vai, de nu se poate! 2 de cupe și 6 de bâte. Ce ați simțit voi când i-ați întâlnit? 6 de bâte. În primul rând, încrezătoare. Voi simțați încrezătoare. Știați că atrageți atenția. Știați că sunteți puternice. Ce ați simțit? A zice prietenie 2 de cupe. Și la 4 de bâte la fel, tot o prietenie. Nu m-aș arunca cu gândul să zic că vai, ați simțit că o să fie, eu știu ce nebunie, ce dragoste fatală, ce nebunie. Nu. Ați simțit un anume tip de prietenie, de înțelegere, de... dincolo de misterul, de periculozitatea individului. Intensitatea. E un anume tip de intensitate pe care a simțit-o. Că vă puteți bloca, eventual. Că vă puteți bloca în această relație. Și că trebuie să fiți precauți. Însă, sau precaute, ați simțit că aveți victorie. Dacă ați avut ceva de întrebat... Ați primit, eu știu, răspunsul de care ați avut nevoie și, nu știu, s-a creat ceva. Pentru că oamenii când au încredere în ei, scuzați în scaunul care scârție, creează mai ușor conexiuni. Iau temperatul. Iar 4, iar stabilitate, iar cavalerul de cupe. Chiar dacă sunt convinsă că între voi a fost pasiune sau chiar este pasiune, dar sunteți doi oameni pasionali, dar light motivul acestei relații este stabilitatea. 4. Dorința de a avea control, de a fi în control, de a vă ține gândurile și emoțiile în control, pentru că știți că ați fost dezamăgiți și unul și celălalt în trecut din alte relații și vreți să fiți, dar nu într-un control,
În fine, vedem. Ce au simțit ei când v-au văzut? Cu doi de cupe aș spune simpatie. Posibil că v-au plăcut. Extraordinar! 4 de pâte, deci nu vine să cred. 4 de pâte de dor ce au simțit ei. Nu știu voi, dar ei sigur au simțit nevoia, și 4 și 7, nevoia de a avea o relație, de a avea o relație, o prietenie, de a fi în preajma voastră, de a se bucura. Probabil că voi, am zis, vă simțiți victorioase, vibrați într-un anume fel. Și-o doriți să fie în preajma voastră, asta e clar. Să fie preajma voastră, în aceeași casă, în același loc. Să ieșiți la o întâlnire eventual, dar nu știu, același loc, să fiți în același loc. Să vă bucurați, să creați. E extraordinar și îndrăgostiți și regina de spade, iar a treia oară. Da, dincolo de dezamăgirile pe care le-au trăit. Poate că au simțit că cred că au simțit că există o asemănare între voi doi. Chiar dacă sunteți diferiți, există o asemănare mentală. Și dorința de a vă vindeca, de a fi în echilibru, de a fi precauți, ca să puteți manifesta ceva nou. Probabil că și unul și celălalt vrea să manifestați ceva nou și în momentul în care v-ați întâlnit, ceva acolo v-a dat măcar impresia că este posibil să manifestați acest nou împreună cu celălalt. Wow! Hai, mai dăm o carte, că tot au venit două. Și am vorbit o grămadă. Nu, mai lasă, că avem 40 de minute. Ești nebună, e la 41, două, acolo doar la un număr. Ia să vedem, ce ați simțit voi? Dar dacă, dacă sunt convinsă că există telepatie și că vă preluați energiile, am senzația că voi sunteți de fel mai entuziaste și ați preluat energia lor precaută și ei de obicei sunt mai precauți și au preluat, au simțit, au absorbit energia voastră. 4 de bâte de 2 ori? Wow! Aceste cărți prea... Să se iau și de sus. Wow. Uite, așa a venit. Asul de spade a doua oară, dorința de a începe ceva nou. Uite. Ia uite. Măi, nu știu, probabil că 7 de spade, dar a venit invers. 7 de spade invers. Dorința de a începe ceva nou. În adevăr. Probabil că au mințit, probabil că au fost mințiți, probabil că au ascuns, probabil că ascund, că nu degeaba aveți voi acolo diavolul și precauțiile și... Așa. Poate că mint de obicei. Dar ceva în față în față cu voi a făcut să vadă eventual un potențial al lor. Că pot să fie corect, că pot să fie sincer, că pot să aibă un anume tip de dreptate cu voi. Regina de foc, pasiune, da? 4 de bâte și regina de bâte. 6 de bâte, da? Au simțit foarte mare atracție față de voi. Și voi ați intuit că ceva... Personajul ăsta se uită un pic cam ciudat la voi. Cam ciudat la voi, da? Dar nici voi nu vă uitați prea... prea blând, așa, prea inocent. Nu, nici voi nu vă uitați prea inocent. Ideea este că vocea voastră, vocea, aerul, vocea, probabil că e atras și apare aici în setul ăsta de cărți, n-am făcut regele de monede, apare regele de monede, jokerul, i-am pus joker pentru că încă nu am scos regele de monede, dar e interesant cum apare jokerul, probabil că acest personaj a fost joker, a fost jucăuș sau ceva, a falsat sau a trăit niște relații false și acum a simțit că ar putea
deveni altfel. Ar putea vocea voastră, felul în care, iau-te, ia regina de spade, felul în care voi comunicați, felul în care voi gândiți, transmiteți mental și emoțional, îi puteți face să fie altfel. Wow, ce mesaj! Dar vedeți că acestea sunt chestiuni care vin rapid. La care poate te gândești? Ce a simțit voi? 8 de bute? Dorința de a comunica? De a dezvolta ceva, de a descoperi eventual? Dar era, eu cred că voi erați în mișcare. Uite, bute. Mai avem o carte. Extraordinar și am mai venit la un număr, Tai Chi. Iar, ați simțit că ceva iar ascunde, acest personaj ascunde ceva. Voi vedeți doar o parte din ei. Moarte și renaștere. Wow. Nu știu, cred că la nivel intuitiv ați simțit că este ceva, că acest personaj trece prin niște situații și aici, doi de cupe, ați simțit un anume tip de compasiune sau de empatie. Empatie, aș spune. Empatie. Băi, nu mă interesează cine acest personaj, simt că a suferit, simt că trece prin ceva, chiar dacă pare toxic, chiar dacă se uită mai intens, mai ciudat la mine, simt că totuși e ceva interesant, lumea. Și 8 de spade. Iar 8 de spade. Că trebuie să se libereze de niște blocaje. Și ce ați mai simțit interesant, 10 de cupe. Iar un anume tip de încântare, nu zic bucurie, încântare. Încântare și nu știu, ați fost iluminați. Ați fost iluminați, iluminate să dezvoltați ceva în timp. Poate. Să vă eliberați de blocaje sau să, dacă ați simțit că ei au niște blocaje, nu știu, cred că amândoi v-ați simțit telepatic. Că recunoașteți, că nu recunoașteți, poate nici acum nu recunoașteți, dar o să mai vedem la celelalte etalări. Aici eu simt că sunt flăcări gemene, că tot avem roșu, care reprezintă focul, flăcări gemene, și avem destule. 4 de bâte de 2 ori. Atâtea ogliniri, 4, 4, 4. Care 4, dar pe același palier, da? 4 și 8 aduce transformare. Bucurii reținute, dorința de a veni un mai ales al lor față de voi, înspre voi, pardon. Și dacă i-ați simțit un pic reținuți cu 8 de spade închiși în ei, ceva din voi, 8 de spade, v-a făcut poate să fiți mai vesele, mai comunicative ca să-i ajuta să se deschidă. Așa simt. Iar același sentiment pe care l-am avut și mai devreme, că voi v-ați simțit, vă simțiți energetic, chiar nu contează ce mărime aveți, da? Puteți să fiți micuțe ca mine. Vă simțiți energetic, mult mai mari decât peisajul, decât oamenii, ființele, situațiile care sunt în preajma voastră și această situație pe care tocmai o depășați și voi, aveați așa conștiința că, măi, o să fie bine. O să fie bine. Și dacă acest personaj e dubios, nu-i problem, no problem. No problem. Noi avem puterea să vedem frumosul din fiecare. Ceva de genul ăsta, asta simt. Asta simt. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau.